Vom stabili astăzi, prin proiectul de ordonanță, cadrul legislativ pentru a avea un tarif maximal pe kilometru obligatoriu în toate județele, urmând ca apoi, în perioada imediat următoare, printr-o hotărâre de guvern, să definim acest tarif maximal și cadrul în care acest tarif maximal se aplică. E foarte important acest lucru pentru că, așa cum vă spuneam, sunt mulți elevi care fac naveta în România.